Doliu imens în România. Am pierdut o legendă a sportului, a plecat luptând. Doliu în lumea sportului din România. Un fost luptător a murit vineri, în urma unui AVC. Sportivul a fost unul dintre marii campioni ai țării. Fostul luptător Ștefan Goraș, unul dintre marii campioni ai țării, a murit vineri, în urma unui AVC potrivit cu Getriber Pro. Tragicul anunț a fost făcut de președintele Asociației Județene de Lupte Constanța Vasile Vicol. Ștefan Goraș a pierdut ultima luptă. Îl vizitam chiar dacă era altă generație, îmi făceam datoria de suflet aproape de un om suferind, îl vedeam cum se stinge o boală grea, incurabilă, un om puternic care a luptat cu ea. Nu a murit din cauza acelei boli, ci din cauza unui avece a plecat luptând cum ne place nouă să dăm lupte grele, imposibile, inegale. Dumnezeu să te odihnească în pace, prietene, a scris pe Facebook președintele Asociației Județene de Lupte Constanța Vasile Vicol. Sicriul cu trupul neînsăflețit este depus la Casa Niculescu, de lângă cimitirul central. Înmormântarea va avea loc luni 14 februarie.